Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Azi îți vorbesc despre otită. E o afecțiune de care mulți părinți se sperie doar când aud vorbindu-se de ea. Nu pentru că ar fi foarte gravă, ci pentru că riscul de a face otită e foarte ridicat în rândul copiilor. Micuții de până în 2 ani sunt și mai predispuși otitei, din cauza că au sistemul imunitar încă slab dezvoltat. Iar trompa lui Eustachio, cea care face legătura dintre timpan și nas, este mai scurtă și mai largă, deci microbii din nas și din gât pot ajunge mult mai ușor în ureche, infectând-o. Pentru că asta e de fapt otita, inflamarea urechii medii. De cele mai multe ori, copiii ajung să facă otită după ce au trecut printr-o amigdalită sau alte infecții respiratorii. Din fericire, fetița noastră n-a avut otită până acum, dar cred că mi-ar fi fost destul de greu să intuiesc ce are. Asta pentru că simptomele otitei nu sunt foarte clare, iar dacă cel mic nu știe să-ți spună că-l dor urechile sau că nu mai aude bine cu ele, atunci s-ar putea să nu-ți dai seama ce are. Poți totuși să te gândești că ar putea fi vorba de otită dacă vezi că e agitat, țipă și plânge, aparent fără motiv, îi piere pofta de mâncare și face febră, peste 38 de grade. Oricât ar fi de nesuferită, febra e totuși bună pentru că te face să-l duci pe copil la medic, sau cel puțin așa ar trebui. Chiar și fără febră, tot trebuie să ajungi la pediatru sau la orelist dacă îl vezi pe cel mic trăgându-se de urechi sau frecându-și capul de pernă. E important să știi că, netratată la timp, otita medie se poate agrava și poate pune chiar în pericol auzul copilului, așa că vizita la medic e obligatorie dacă suspectezi o otită. Din fericire, otitele medii se tratează ușor, unele cu antibiotic, altele doar cu antiinflamatoare. Dar bineînțeles că doar medicul știe să dea tratamentul potrivit pentru fiecare în parte. Pe scurt, toți copiii sunt expuși riscului de a face otită în primii anișori, mai ales în urma infecțiilor respiratorii. Urmărește cu atenție comportamentul micuțului tău pentru a vedea eventualele simptome de boală și du-l la medic fără să stai pe gânduri. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!